Bun găsit! Astăzi discutăm despre augmentarea mamară. Ce este această intervenție chirurgicală, ce implică și mai ales ce riscuri există, ne spune invitata mea, dr. Nico Ferrariu. Așadar, doamna doctor, când vorbim despre această intervenție, ne gândim la vestitele silicoane despre care tot auzim? Bineînțeles că ne gândim la vestitele silicoane, pentru că în continuare, la nivel mondial, implantul mamar a rămas cea mai sigură metodă de mărire a sânilor. Ce implică, deci, această augmentare mamară? Implică o intervenție chirurgicală, care se efectuează cu anestezie generală, o internare de 24 de ore într-o secție de chirurgie plastică, bineînțeles, vorbim de mediu privat, vorbim de implantarea unei proteze, a două proteze de silicon. Există mai multe tipuri de silicon? Există mai multe tipuri de proteze și există mai mulți producători de proteze. Protezele cu care noi lucrăm sunt proteze care sunt la a șasea generație, ale unui producător care este pe piață de mai bine de 40 de ani. Beneficiile, cu siguranță le știm, mai ales cele estetice. Există și riscuri. Ce ar trebui să știe femeile înainte să meargă să își facă o astfel de intervenție? Dacă vorbim despre riscuri, atunci avem risc de sângerare, avem risc de infecție, avem risc de dehiscență de plagă, avem risc de apariția seroamelor aproape sau la distanță și avem și un risc care, deși este foarte mic, e foarte bine ca pacientele să știe, de apariție a unei boli care se numește ALCL, anaplastic large cell lymphoma. Dar există și complicații în ceea ce privește proteza pe care și-o pun anumite femei? Existau și niște mituri că aceste silicone se sparg la un moment dat? E adevărat, nu e adevărat? Ele nu se sparg la un moment dat. Protezele din silicon sunt foarte rezistente. De foarte multe ori eu spun că sunt chiar mai rezistente decât noi. Noi suntem mult mai fragili decât o proteză de silicon. Tocmai de aceea producătorii mari de proteze de silicon au inclusiv un card prin care îți spun că dacă se întâmplă ceva cu proteza, ei îți dăruiesc o altă proteză gratis. Sunt atât de siguri pe ceea ce produc. Bineînțeles că o proteză se poate roti, bineînțeles că există situații când o proteză se poate rupe, doar că, datorită studiilor pe care ei le-au efectuat și a tehnologiei care a avansat atât de mult, implantul de silicon este un implant care, chiar dacă are o membrană ruptă, el rămâne pe loc, pentru că gelul este coeziv. Și ce ar trebui să știe femeile odată ce pleacă acasă după această intervenție, astfel încât să nu existe probleme, cum spuneați, să se miște sau să existe vânătăi sau dureri? Există indicații chirurgicale imediat postoperatorii care se respectă cu strictețe, începând de la purtarea unei bustiere care este festă și care ne ajută să nu dezvoltăm sângerări postoperatorii sau hematoame, apariții de echimoză și așa mai departe. Pacienta are voie să miște centura scapulară, dacă vorbim despre sport și așa mai departe, la 3 luni postoperator. Trebuie să avem grijă cu mișcările care implică umărul, cu ridicarea brațelor. Dacă avem paciente care își imaginează că după o intervenție de augmentare a sânilor merg acasă și își iau copiii de la școală și de la grădiniță, atunci, din păcate, va trebui să le dezamăgesc, pentru că au nevoie de ajutor cel puțin 7-14 zile postoperator. Trebuie să aibă mare grijă să nu se lovească și să nu facă activități care să le epuizeze și care să pună în pericol o operație proaspătă. Aceste silicoane le avem pentru toată viața sau va trebui să înlocuim la un moment dat această proteză? Protezele pot fi schimbate la 10, 15, 20 de ani. Fie pentru că poate la distanță apare o complicație și forma sânului nu mai este cea care mie îmi place, fie pentru că sânul natural a căzut peste proteză și atunci iarăși eu nu mai am un aspect cu care să fiu mulțumită. Dacă la fel ne îngrășăm, slăbim, avem variații de greutate, se mai adaugă o sarcină peste variațiile noastre de greutate, odată cu timpul avem nevoie să refacem operații. Operațiile de obicei se refac pentru că doamnelor nu le mai place aspectul. Nu pentru că trebuie neapărat să fie schimbate protezele,
Dar dacă tot au trecut 10 ani, atunci se schimbă și protezele la o nouă intervenție chirurgicală. Apropo de sarcină, putem alăpta dacă avem aceste proteze? Dacă vorbim strict de augmentarea mamară și tehnica prin care implantul a fost poziționat retropectoral, atunci cu siguranță nu o să avem probleme cu alăptatul. Augmentarea simplă nu este o contraindicație pentru alăptatul în viitor. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Cu drag. Ne revedem așadar și mâine dimineață. Sănătate multă!